Războiul pe care l-a anunțat cândva primarul Ionceban gheretelor din Chișinău se pare că a luat sfârșit. Pe unele străzi, inclusiv pe arterele principale, micile unități ambulante de comerț reapar cu alt aspect. Autoritățile spun că acestea funcționează în baza drepturilor obținute la licitație. În 2020, primarul Ceban declara altceva. Și nu vreau să mai aud că astfel de buci apar peste noapte. Noi nu le-am spus pe cele peste 300 ca să apară alte 300. Văd că în multe sectoare pur și simplu se urcă lumea în cap. Echipa noastră de filmare a văzut pe străzile Chișinăului multe gherete instalate recent. Unele au apărut în locul celor vechi. În locul acestei gherete de pe strada Ion Greangă, mereu se aflau mai mulți comercianți ambulanți. Acum însă aici se vinde cafea și dulciuri. Asta chiar dacă în zonă mai sunt magazine și încă cel puțin 3 gherete de acest fel. Oamenii au observat schimbarea peisajului și spun că fără gherete orașul e mai aerisit și mult mai frumos. E înainte să aflau mai încolo, nu știu cum, flășeat ca și e, dar mă văd cu adus-o aici, dacă și eu cazi, nu știu. Acum recent au adus-o aici? Nu, am unul de mult o adus-o pe dânsă. O gheretă a apărut zilele trecute și pe strada Bănulescu-Bodonii, fiind montată în locul unei unități mai vechi. O altă gheretă a răsărit și la o stație de așteptare de pe bulevardul Ștefan cel Mare. Fac orașul urât. Sunt în plus în orice caz. Noi avem atâtea magazine frumoase, bine amenajate, pentru ce nu trebuie buticurile astea care fric aspectul oraș. Ar fi bine să le scoate de tot, pentru că chiar deranjează foarte mult. Nu-mi plac loc, absolut. Păi e supermarket pentru ce el. Îmi doresc foarte mult ca poate în viitor totuși să ne le promisiuni și să realizeze cât mai mult. În primăvara acestui an, 5 gherete au fost demontate și din apropierea parcului afgan din sectorul Râșcani. Atunci primarul Ion Ceban declara că antreprenorii nu aveau dreptul să activeze. Cu mare scandal erau evacuate și gheretele de aici. Au trecut câteva luni, iar altele noi le-au locuit pe cele vechi. Acum sunt 4 la număr. Mai multe gherete au fost demontate și din sectorul Buiucani. Recent însă au reapărut câteva. Comercianții se opun scoaterii lor pentru că în acest fel oamenii pot procura produse proaspete direct de la producător, dar și să le admire. Foarte, foarte mulți copii vin. Asta e unicul cu aparat la noi la Buiucani. Ceva frumos, vin să uită, copilul trebuie să dezvolte, să faci ceva. Nu fiecare părinte își permite ca să aibă un acvariu acasă. Potrivit Direcției Comerț a Primăriei, acum în Chișinău sunt autorizate peste 2700 de gherete, dintre care aproape 1000 sunt amplasate pe străzi. Neoficial, numărul ar putea fi mai mare, întrucât multe gherete au licențe expirate pentru comercializare. Responsabilii din primărie afirmă că gheretele apărute recent funcționează în baza drepturilor obținute în urma licitațiilor.